Muciule, unde ai plecat, tată? Lasă. Lasă să se tufă. Nu, nu te-a plecat. Lasă că e bine. Așa. Era frumos, a spus. Lasă-l. Dar vezi că moșul e foarte cu minte. Toată pauza a stat picior peste picior. Așteptând materialul pe care urmează să-l vedem Romanița Iovan și iubitul ei Iulian pentru prima oară la televizor, asumându-și o relație de 14 ani. O diferență destul de mare de vârstă între ei, care nu se simte absolut deloc. Doi oameni senzaționali care la un moment dat ne învață că e nevoie și de pauză. Pe două canale de televiziune, nu le menționăm acum, și mi-am adus aminte de acea perioadă, îți dai seama. Știi tot ce înseamnă acest pregătit dinaintea unui interviu? Aproximativ, și nu doar atât, și montaj, și tăiat la montaj, și pus musca, scos musca. Cum v-ați cunoscut voi până la urmă? Uite, eu sunt foarte curios. Chiar a fost o chestie legată de presă. Da? Apropo de un articol care a apărut în ziar, care n-avea nicio legătură cu realitatea. Și ne-a făcut cunoștință o prietenă de-a mea și de-a lui, practic o prietenă comună, că aveam nevoie, da, jurnalistă, că aveam nevoie de un avocat care să mă sprijine în intenția mea de a da în judecată acea publicație, știi? Și așa ne-am cunoscut. Asta a fost prima noastră întâlnire, când Iulian nici nu știa cine sunt. Nu? Nu, spuneam mai devreme, până să intrăm în emisie, că eu și modernitatea, deci prima legătură și cea mai puternică cu modernitatea e Romanița, știi? Nu, chiar nu o cunoșteam. Adică dacă mă întâlneam cu ea pe stradă la momentul respectiv, nu știam cine e. Așa după nume, bineînțeles că știam, pentru că fusese un întreg tăbălău pe la toate televiziunile, în special la una de care vă pomeneați voi mai devreme, de ceea ce se întâmplase cu ceva timp în urmă acolo. Dar în rest, nu, serios, nu reușeam să îi rețin figura astfel încât să o cunosc, să o recunosc pe stradă. Cum ți s-a părut? Un avocat bun? Știa da, legea? Da. Te-ați fătuit bine? Deci am zis de fiecare dată lucrul ăsta, deci acum 14 ani, și îl zic și în ziua de astăzi, că Iulian este unul dintre cei mai buni avocați pe care
îi are, eu zic, țara asta și nu din punctul meu de vedere, că într-adevăr lucrăm foarte mult pe profesional, în sensul că este în continuare cel care mă sfătuiește din punct de vedere juridic și am exemple în jurul meu care îmi confirmă spusele și va rămâne cel mai bun avocat pe toată viața. Îți mulțumesc! Ce pot să mai spui? Ce pot să mai spun exact? Cu nostalgie, Romanița își aduce aminte de ziua în care l-a cunoscut pe Iulian. Și chiar dacă pare greu de crezut, aceștia nu au dat nicio șansă relației lor la început. În primul rând, mi-a plăcut echilibrul lui, echilibru și calmul. Adică are un calm în a-ți... Îți dai seama că eu eram super... Eu din fire sunt foarte agitată și destul de impulsiv, așa, nu neapărat... Că nu dau nimănui pumni, dar în schimb sunt oarecum și verbal și reacții și mă manifest și adică se vede pe mimica mea că într-adevăr am ceva de comunicat și că sufăr într-un fel. Și la bucurie și la suferință sunt explozivă, știi? Și el era foarte calm. Gânditor. Și așa și îmi explica ceea ce se poate întâmpla, adică omul la prima întâlnire mi-a explicat foarte în amănunt, adică care sunt așteptările mele și de fapt ce se poate întâmpla. Apropo, pot să fac o glumă, mi-aduc aminte de un prieten comun, tot avocat, pe care de fapt Romanița l-a angajat ca avocat în trecut, Cristi Sărbun, spunea la un moment dat: și păi, nene, tu ai nevoie de una care să te calmeze când ajungi acasă, la cât de consumat ajungem noi. Noi am început o relație fără a ne propune să începem o relație, dacă pot să spun așa. N-am avut așteptări niciunul de la celălalt. Ba chiar, sincer, îți spun că am mai discutat între noi chestia asta și ne aduceam aminte cu nostalgie, așa. Nici măcar nu ne-am propus să avem o relație îndelungată sau nici măcar n-am crezut într-o relație îndelungată, amândoi la început. Pur și simplu lucrurile au mers normal, au venit de la sine. Pentru că suntem într-o relație personală și profesională de peste 14 ani, să înțeleg că a fost o reușită până acum, știi? Deci așa a fost să fie, deci nu ne-am propus. Și uite că a funcționat. A funcționat, o relație normală, o relație de viață normală între doi oameni normali, între doi oameni care n-au tânjit niciodată unul să impună celuilalt ceva sau să îl constrângă cu ceva, să facem un act sau să... Uh-huh. Exact, a fost subiectul ăsta foarte discutat. Păi, ne-am căsătorit în fiecare dată. Fii tu, în orice relație avea, fii tu, chiar dacă felul tău este să fii expansiv, de ce să reprimi anumite sentimente? Fii tu și trăiește-ți viața așa cum consideri tu că trebuie să trăiești. Și în momentul ăla când vei găsi un om care să fie compatibil cu tine, chiar și cu diferență de vârstă cum este între noi, asta e viața. 11 ani. 12. Aproape 12. Aproape 12. Da, nici eu nu mi-am programat lucrul ăsta, îți dai seama. Sunt sinceră și i-am și spus lui Iulian în momentul în care, dacă va veni momentul ăla, adică nu știu, dar dacă va veni momentul ăla să mă mai iubească, cum și în cazul în care nici eu nu o să-l mai iubesc pe el, o să-i spun, adică rămânem prieteni toată viața, dar nu ne mai iubim și nu mai suntem împreună. Deci eu sunt foarte, cum să zic eu, sinceră și cu mine însă. Eu n-aș trăi într-o relație dacă n-aș fi iubită și n-aș iubi. Deci pentru mine e foarte important. Dacă nu iubesc și nu sunt iubită, eu nu pot să merg mai departe cu viața mea, cu creațiile mele, cu... Nu avem două vieți. Nu a fost ușor la început, însă Iulian a știut cum să-și construiască o familie perfectă alături de Romanița. Mai mult decât atât, avocatul a clădit o relație specială și cu Albert Iovan. Dar nu ți-a fost puțin greu, având în vedere că Romanița îl avea pe Albert? Am și eu un copil mai mare decât Albert. Da? Da, a făcut 18 ani, în martie. Să trească. Anul acesta, mulțumesc. Copiii sunt copiii noștri, efectiv. Când știi că stau lângă Albert de la 2 ani și un pic. Da, deci culmea e că Albert, când l-a văzut prima oară, el fiind la o școală britanică, a învățat mai degrabă să vorbească în engleză decât gândește în engleză și te aduce în română. Și primul cuvânt
pe care i l-a spus lui Iulian a fost buddy, care buddy în engleză înseamnă prieten. Și acum îi spune tot buddy. Buddy sunt atunci până buddy este. A rămas prietenul lui Albert. Deci avem doi copii frumoși, doi copii mari, doi copii care au evoluat și au crescut spectaculos și mă bucur pentru ei. Ne-am potrivit din toate punctele de vedere. Că altfel nu rezistăm atâția ani în relația asta, nu? Eu pot să zic că, într-adevăr, mi-am educat răbdarea odată cu experiența de viață și adică nu mi-am pus problema, de exemplu, că e mai tânăr Iulian cu 12 ani, cu toate că se zice că femeile se maturizează mai repede. N-a fost cazul să aștept mult să-l văd matur pe... Pentru că el deja era matur când l-am cunoscut. Dacă ai observat și bănuiesc că fiind în televiziune observat, eu nu m-am afișat prea des în tot felul de misiuni, interviuri și alte chestiuni, ci doar la evenimentele Romaniței am fost alături de ea. În momentul în care am discutat cu Romanița, pentru că îmi doream foarte mult interviul ăsta cu voi doi, i-am și spus, știu că nu apare, sau cel puțin nu l-am văzut eu, pentru că am căutat pe internet, am văzut ce apariție ai avut, unde, într-adevăr, la evenimentele organizate de Romanița. Și la chestiune profesională. Exact. Aia a avut un pic de noroc, pentru că el era la golf cu băieții și când i-am zis la telefon, baby, uite, m-a sunat Alex, facem o emisiune. Da, baby, normal. Aveți acea familie cu mesele încărcate de sărbători? Și aș mă refer la toate mâncărurile astea bine, da, tradiționale. Le pregătește mama lui Iulian. Deci suntem mama, noi responsabili. Noi numai cu cozonacul, care nici pe aia nu facem noi. Deci nu, deci la mese de genul ăsta mai la... organizate, da. Da, uite, o să-i facem o surpriză, mă, îi facem Crăciunul cu ea, mă, la acesta. Da? Da. Foarte tare, foarte frumos. Unde este? În București sau? Nu, eu sunt din Telorman. Telorman, da. Care a fost cel mai greu moment prin care ai trecut tu în Romanița și ai fost susținută la maximum de Iulian? Păi este evident, nici nu aș putea să-ți dau un răspuns, că cel mai greu moment a fost când a murit Adrian, acum aproape 8 ani, pe 20 ianuarie 2022 se vor împlini... Și nu ascund nici faptul că a fost lângă Albert ca un prieten, pentru că asta trebuie să-i fie lui Albert, un prieten, exemplu sau un model de fapt, un model masculin, pentru că Albert are nevoie de modele masculine în viața lui, știi? Uh-huh. Și pe lângă un verișor bun de-a lui și alte modele masculine pe care le mai are, Iulian e un model care e prezent zi de zi, știi? Nu își ascund faptul că se iubesc extrem de mult. Ba chiar ne povestesc despre surprizele romantice pe care și le fac unul altuia. Care a fost cea mai frumoasă surpriză pe care ți-a făcut-o Romanița ție? Păi au fost multe. Uite, cea mai plăcută ever este cea când s-a întors de la New York, când a început relația noastră. Da, pentru că, mă rog, întreb în chestiuni intime, eu nu prea sunt genul care să spune intimități. Dar hai. La început am avut un moment de ezitare, ca să fiu sincer, după ce mi-am dat seama că intru într-o relație care va fi mediatizată. În ce se bagă, da? Ca să zic așa. Da. Și nu eram genul de om care să... cum s-a și văzut în toți anii ăștia, adică nu spun povești. Și am avut nevoie de o pauză, chiar când a plecat ea la New York. Și ea este femeia care a înțeles atât de bine și a respectat ceea ce i-am spus eu, că mi-a trimis doar un singur mesaj de ziua mea. Că era atunci, eu eram la New York, în aveam prezentare de modă la New York și el era ziua lui chiar când eram acolo, știi?
Și Iulian mi-a zis că vrea, cât sunt eu plecată, să nu comunicăm deloc. Știi? Și am respectat chestia asta. Adică nu vreau, până la urmă, să pritocească, să înțeleagă, că într-adevăr cred că este foarte greu pentru un bărbat care stă lângă mine să stea lângă mine, știi? Și mi-a trimis doar un mesaj de ziua mea și mai mi-a trimis un mesaj când a aterizat pe Otopeni. Și abia în momentul ăla am realizat cât de mult mi-a lipsit în perioada respectivă. Nevăzându-l. Cât a durat? În 10 zile? Mai puțin, o săptămână. O săptămână, ceva de genul. Aproximativ, nu mai știu exact. Și i-am răspuns la rândul meu că aș vrea să o văd. Și a venit la mine la birou. Foarte tare. Da. Deci aia a fost... De ce a trebuit o săptămână să cugete? Dar în schimb, așa. Eu m-am gândit la tine. Da. Când am fost la New York. Da. Nu te-am căutat, dar ți-am cumpărat cadou. Da, un tablou pe care l-am și acum. Da. Ea credea că o litografie. I-a cumpărat o litografie interesantă cu un cuplu ajuns și în fața judecătorului. Avocatului, nu, în fața avocatului, da. Cu ce te-a surprins? Iulian? A fost multe, dar da, una care te-a să zic așa, o chestie mai colorată, ca să zic așa, din viața noastră. Într-adevăr m-a surprins într-una dintre zilele mele aniversare, deci de ziua mea, pe un 3 octombrie, când a venit acasă cu, nu portbagaj, cu o mașină plină de flori. Adică, practic, cred că a luat toate florile de la, nu știu de unde ai luat florile alea, de la, deci avea portbagajul în spate, peste tot erau flori în mașină și toate florile alea au umplut toată casa de flori, știi? Adică are... chiar dacă e avocat, are latura asta de e romantic? Romantism. Da, da, da. Are această latură. Și tu ai? Eu n-am. Pregătești momente din astea frumoase? Eu sunt o romantică prin definiție, te rog frumos. Uite, pe mine m-a impresionat la ea din primii ani perseverența ei. Deci este perseverentă când își propune ceva, nu se lasă până nu realizează. Deci lucrul ăsta este senzațional. Mai place la ea dăruirea. Deci ea când se dăruiește, se dăruiește cu adevărat pentru cel pe care îl iubește. Și exclusivitatea, aș mai zice. Exclusivitatea asta e o chestie normală, ce? Zici, da? Nu prea cred. Dar și loialitatea, aș putea să spun, deci sunt multe de enumerat, dar dacă mă opresc la astea patru. Sunt plină de calități, pe cum ai observat. Și de defect. Iulian, întâi de toate vreau să-ți mulțumesc ție pentru că ai mers la golf. Că ai fost sunat de Romanița și ai acceptat invitația ei. Uite așa, am reușit să ne întâlnim noi astăzi. A fost o plăcere pentru mine să vă am invitați. Pentru că sunteți doi oameni sinceri, mișto. Și uite, pot învăța multe lucruri și cu siguranță am învățat ceva. Sper că v-ați simțit bine. Chiar, da. Dar chiar cred că este primul interviu pe care, sau cel puțin printre de puținele. De genul acesta, da, mai fost pasager așa, două, trei cuvinte la alte interviuri. E singurul interviu. Mulțumesc mult de tot și apreciez și să aveți sărbători frumoase, Crăciun fericit. Mulțumim asemenea, Crăciun fericit. Și tuturor le dorim sărbători liniștite, sănătate multă și belșug în anul care urmează.